Bun găsit, dragilor, la un nou video. Am aici un pui de ied care își face de cap. Sunt foarte obraznici iezi ăștia. Unde ești? Stați la aici. Iancușor? Iancușor? Iancu-l cheamă. Iancușor. Și faci, că mai cațări pe pereți pe aici, că nu știi ce se întâmplă cu tine. Da, bă, fraților, m-am gândit să mai filmez ceva din ceea ce fac eu aici. Continui lucrarea cu groapa asta, că dacă nu mi-am mâncat zilele. Am impresia că mai termin o dată cu lucrările astea. Gardul e cam în stadiul ăsta, cum se vede. Am niște stele decofate. Și cam atât. Deocamdată. Azi decofrez. Și după aia, dacă o fi să mai torn pe la nivel porțele, să mă mai ridic un pic, să vin la nivel cu trotuarul din ogradă. Da, să las telefonul un pic aici, să filmeze. Ia să-l poziționez așa acolo. Se vede? Nu prea se vede. Astăzi sunt trist. E o zi de doliu pentru o familie de aici din Petia. Un prieten de-a meu, Dumnezeu să-l odihnească. Vedeți voi, fraților, cum e viața asta. Viața este imprevizibilă. Azi ești, mine nu mai ești. De asta e bine să avem cugetul la moarte. Să zice că cea mai mare filozofie este a cugeta, să cugeți la moarte. Dacă am stat cu gândul așa la moarte, cu siguranță vă spun eu și așa este. Ne abatem de la păcate. Și Doamne ferește, nu știi cum vine sfârșitul. Că sfârșitul lumii ce înseamnă, practic? Este sfârșitul lumii, înseamnă, poate să fie sfârșitul lumii și astăzi pentru mine. Fiecare om în parte trăiește sfârșitul lumii. Bine, cum spun la Apocalipsă, că când va veni sfârșitul lumii cu adevărat, va veni pentru toată lumea. Dar fiecare avem un sfârșit al nostru. Da, lăsăm astea. Dumnezeu să-l odihnească pe prietenul ăsta a meu, Vale. Îmi pare rău, săracul, de el, că are și doi copii mici. Azi noapte a murit. Și știți cum a murit? Din câte am auzit eu? El era cu scuterul și era la o oră târziu. Și acum cu restricțiile astea, bănuiesc că s-a dus să-și cumpere ceva, nu știu. Și l-ar fi încercat să-l oprească poliția, nu știu cum, și el a fugit. Așa am auzit și eu acum, nu știu cum s-a fi întâmplat exact. Da. Dumnezeu să-l ierte. Vale. Fraților, să ne rugăm pentru sufletul lui. Da, fraților, hai să trecem la treabă. Să pun să mai dau bătăie un pic.
Și mă gândeam așa, băi, o mare prostie, bă. Băi, normal să te oprești când la semnalul poliției, da? Am înțeles, trebuie să te oprești, trebuie să respecti legea, dar, băi frate, de ce îl fugărești, mă? Nu vreau să judic, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar nu-i bine să fugărești. S-a întâmplat o grămadă de lucruri din astea, treburi de astea. Și când te fugărești poliția și tu intri în panică și faci accident și poți să omori și pe altul, Doamne ferește, da? Nu-i bine, lasă-l frate să ducă acasă. Lasă-l să ducă acasă și cel mai bine, uite unde s-a ajuns. Pentru ce? Ce înseamnă asta? Ar trebui să dea lege, să interzică să mai fugărești. Chiar și, de exemplu, un hoț, să spunem. Băi, nu fugări, chiar dacă vezi că are o mașină furată sau... Nu știu, băi, lasă-l, bă, că poate să facă, să ajungă la alte catastrofe, la alte necazuri, să omoare pe cineva, să ferească Dumnezeu. Și uite cum s-a întâmplat cu prietenul ăsta meu. Da. Credeți-mă că nici chef de muncă nu am. Pare rău de el că era un băiat extraordinar. Mai colaboram amândoi, că și el făcea mecanic ca și mine. Avea și el un garaj și câștiga și el pâine la copii. Da, băi. Cum e viața asta? Și băi, Iancușor, poate mănânci mugure la pui, că atât îți trebuie. Ah, hai! Nu cazi în groapă? Nu te scoți de acolo. Acolo te las. Te mai lasă o săptămână să mai suși la mătă și după aia gata. Beau eu lapte, nu mai bei tu.